Bine v-am găsit, dragii mei, sunt Bogdan Papacosta, este o nouă ediție a emisiunii Ziua și Cartea. Astăzi discutăm despre un volum masiv care a apărut în colecția de psihologie practică a editurii 3. Ea aparține lui Cristof Andre și se numește Stările sufletești, învățarea seninătății. Îmi plac cărțile astea. Sunt niște, așa cum să spun, niște prezențe benefice în biblioteca omului și în gândurile lui. Și întotdeauna mă apropii de astfel de cărți cu încredere. Așa am făcut și cu volumul ăsta și m-am înșelat amarnic. Pentru că mi s-a părut ceva foarte neserios. Aproape ceva, nici nu știu, în genul doamnei Aurora Liceanu. Doamna Aurora Liceanu scrie niște cărți foarte, foarte triste, neserioase în esență. Pentru că folosește așa un stil elementar și niște informații care sunt de-a dreptul, nu știu, banale. Cam asta face și Cristof Andre în Stările sufletești, învățarea seninătății. M-am gândit la doamna Liceanu când am citit această carte, pentru că este foarte vagă. E o chestie pe care de altfel o recunoaște inclusiv autorul volumului, când spune că, de fapt, Stările sufletești sunt o chestie așa mai degrabă metafizică și foarte vagă. Nu, Stările sufletești nu reprezintă un concept psihologic. Sufletul este o chestie așa, o fantoma din mașină. E greu să vorbești despre stările sufletești, despre fluxul stărilor sufletești. Deși pleacă de la această ipoteză de bază și de bun simț, totuși se încăpățânează autorul cărții să meargă pe această idee, pe stări sufletești. Bun, dar în regulă, merge mai departe, este ok. Nu se susține volumul, nu are destulă coerență logică, nu are destulă informație. Totul este într-un halou de lipsă de informație, în realitate. Dar e interesant cum reușesc autorii ăștia să scrie atât de mult. Eu realmente invidiez. Pot să scrie atât de mult și să spun atât de puțin. Trebuie să citești aproape 600 de pagini, atât are volumul ăsta, ca să afli chestii de o banalitate înfiorătoare. Cum că atunci când te simți rău, îți vine să bei o tărie sau... Mă rog, singura parte bună din acest volum este că autorul aduce în fața cititorului și multe studii sociologice, psihologice făcute de-a lungul vremii cu oamenii. Și datele acestor studii sunt realmente interesante, înveți ceva din ele. În rest însă, toată vorbăria asta post-New Age, ultra galantă, nu știu cum să-i spun, care dă bine în societate, o vorbărie demnă de revistele colorate, lucioase, glossy pentru doamne și domnișoare, toată această vorbărie e jignitoare pusă într-un volum, pentru că te aștepți ca dintr-un astfel de volum să și pricepi, să și înveți ceva. Din păcate nu înveți nimic, înveți numai că există niște stări sufletești și că eventual poți să înveți seninătatea. E bine, pe mine chiar m-a enervat volumul ăsta și nu m-a înseninat deloc, chiar mi s-a părut departe de tot ce înseamnă înseninare. Dar haideți să vorbim despre studii, că tot vă aminteam mai devreme de ele. Studiile arată că cea mai mare parte dintre noi nu suntem conștienți în mod clar ce anume ne ameliorează ori ne agravează dispoziția, ce anume ne modifică echilibrul emoțional. Faptul de a ști, de a fi informați despre efectele pe care stările noastre sufletești le pot avea asupra noastră, este de multe ori unul dintre elementele care ne permit să le facem mai bine față atunci când este nevoie. Astfel, cu ocazia unui studiu efectuat pe voluntari, li se cerea acestora să citească o povestire dramatică în care șoferul unei mașini omora un copil pentru că era grăbit și mergea prea repede și să-și imagineze că ei erau acest șofer. Li se cerea apoi să-și imagineze stările sufletești pe care le-ar fi resimțit cu această ocazie și să le aștearnă în scris. Apoi li se spunea că, după ce vor aștepta să treacă printr-o a doua probă în legătură cu povestirea aceea, peste 15 minute, timpul necesar pentru ca ei să se liniștească, li se va propune o altă cercetare despre gust. În acest caz, li se propunea să guste diferite prăjiturele. Ideea era de a observa numărul de prăjituri mâncate în funcție de indispoziția lor emoțională. În acel moment al experienței, cercetătorii țineau unei jumătăți dintre voluntari un mic discurs de avertizare. Invers decât cred cei mai mulți dintre oameni, faptul de a mânca nu aduce după sine o ușurare emoțională. Bineînțeles, persoanele care au fost puse astfel în gardă, atrăgându-li se atenția asupra eventuale influențe a stărilor lor sufletești, mâncau în medie evident mai puține prăjituri decât cele cărora nu li s-a spus nimic. Nu știu ce studiu este ăsta, dar oricum e o prostie. Le spunea oamenilor că nu-și rezolvă problema dacă mănâncă și evident că ea nu mâncau, dar ce studiu este ăsta? Bun, dar mi-a plăcut altceva.
Mi s-a părut o chestie de foarte mare bun simț, îmbuibați, dar lipsiți de hrana adevărată. E foarte adevărat. Să muncim mai mult ca să-i vedem pe, mai puțin pe copiii noștri, pe partenerul nostru, partenera noastră de viață, pe prietenii noștri, se întreabă autorul. Să câștigăm mai mult ca să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie? Să punem muzică peste tot, ca să uităm definitiv ce este liniștea. Exact ce vă spuneam, atmosferă de revistă glossy, pentru doamne și domnișoare, atmosferă de revistă de citit în tramvai, în metrou, în troleu, pe plaje, când te bate soarele în cap și nu te poți concentra. Chestii atât de banale și de elementare, că te apucă nervii, văzându-le puse într-un volum care are pretenții. În toate bolile pricinuite de belșug, există carențe ascunse. De exemplu, persoanele obeze sunt lipsite adeseori de vitaminele liposolubile de folați de zinc. Și sufletele noastre prezintă carențe, deși au impresia că sunt hrănite și stimulate. Modurile de viață materialiste provoacă o deturnare a alimentelor de bază de care avem nevoie. Totuși, în ziua de azi, faptul de a găsi liniștea trebuie să fie o alegere deliberată, o decizie de luat și mai ales de impus în viața noastră. Pentru că am devenit obezi din pricina suprastimulării, avem nevoie să fim mereu ocupați, să nu ne plictisim, să nu vedem cum trece timpul a devenit criteriul reușitei unui moment plăcut de petrecerea timpului liber. Dar deodată simțim că existăm mai puțin, că senzația că vremea trece este cea care ne dă sentimentul că existăm, că avem un trecut și nu numai amintiri. Plictisitor. Da, într-adevăr, este un volum plictisitor pe care nu l-aș folosi în viața mea ca să mă ajut să-mi treacă timpul în vreun fel. Prefer liniștea. Cristof Andrei m-a convins. Am nevoie de liniște, am nevoie să nu citesc astfel de cărți și mai ales am nevoie ca editurile să nu publice așa ceva, iar cititorii să nu se înșele cumpărând și citind așa ceva. Dar dacă vreți să vă relaxați cu genul ăsta de lectură, Coelho, Aurora Liceanu, Cristof Andre, vă rog frumos să-l cumpărați și să-l citiți. Mie îmi ajunge. Cristof Andre este psihiatru și psihoterapeut, autor al unor cărți de mare succes internațional. Bun, felicitări, mi-e milă de pacienții lui. Dragii mei, a fost emisiunea Ziua și Cartea. Citiți că nu vă face rău, deși mai există și îndoieli. La revedere pe data viitoare!